Echipa de fotbal Mușelul Câmpulung a dat astăzi lovitura pe piața transferurilor pentru postul de fundaș central. Clubul mușelean a ajuns la un acord cu Ionut Serada, fost coleg al lui Dan Nistor la Pandurii Târgu Jiu. Jucătorul, care pe 15 martie va împlini 26 de ani, are până în prezent 36 de meciuri jucate în Liga 1, un gol marcat, dar și două prezențe cu Pandurii în Europa League. După ce s-a despărțit de Pandurii, Rada a mai evoluat pentru Universitatea Cluj și CS Mioveni, acesta din urmă fiind totodată și ultimul club la care evoluat. În această iarnă s-a antrenat cu Gaz Metan Mediaș, însă în cele din urmă a ajuns la un acord cu formația noastră. În această seară, Ionuț Rada era așteptat de antrenorul Ovidiu Tica la Câmpulung, iar mâine, la ora 11, va efectua primul antrenament cu echipa. În afară de fostul Pandur, clubul mușelean i-a mai achiziționat în această perioadă pe Alexandru Dumitrache, fundaș central adus de la Athletic Bradu, pe Mădălin Delcea, mijlocaș central de la SCM Pitești, pe Florin Angel, mijlocaș central SCM Pitești, pe Claudiu Ionescu, atacant Metalul Reșița, pe Robert Dalu, atacant SCM Pitești.